trei lucruri care te ajută cu adevărat să vinzi scump. Întotdeauna când facem o vânzare, știm deja că trebuie să aflăm câteva lucruri despre potențialul client. Și sunt trei mai exact, pe care dacă nu le afli, nu vei putea să vinzi la prețuri mari și să ai o rată de conversie foarte bună. Imaginează-ți în felul următor, potențialul client când vine către tine, indiferent de produsul sau serviciu pe care tu l-ai, este pe o insulă, insula 1. Îi denumesc această insulă starea lui actuală, S1 mai zic. Apoi imaginează că pe insula 1 lui este sete, dar pe această insulă el nu găsește apă. Asta găsește pe insula 2 și este starea dorită, îi mai zic S2 la asta. Și practic el, fiind pe prima insulă, își dorește să ajungă pe a doua insulă pentru că acolo găsește apă. Și tu trebuie să afli care este insula 1 în care el se află, care este contextul în care el se află acolo și care este insula 2 unde își dorește să ajungă. De ce își dorește să ajungă acolo? Cum va fi pentru el când va ajunge acolo? Majoritatea vânzătorilor greșesc. În momentul în care află starea 1, insula 1, apoi află starea 2, imediat propun clientului, perfect, produsul, serviciul nostru, asta face. Perfect, bine că ai venit la noi. Și clientul simte că ceva este fișe acolo, simte că ceva nu este credibil, că și el știe că își dorește să ajungă pe insula respectivă, dar nu a ajuns deja. Și în momentul în care tu îi promiți, pare ca o soluție panaceu, care rezolvă toate problemele lui și ceva nu e credibil. Și ce mai trebuie să afli? Și ăsta este al treilea lucru cel mai important. Care sunt blocajele pe care le are în prezent de nu ajunge pe insula 2? Ce îl blochează să ajungă acolo? Pentru că blocajele, practic produsul, serviciul tău vine ca o soluție pe blocajele pe care el le află. Și mare atenție, pentru că majoritatea potențialilor clienți au tendința la început să-ți spună blocaje superficiale. Iar dacă tu vii imediat cu soluția, când ai aflat primul blocaj, clientul va ști că el nu ți-a expus toate problemele, toate provocările pe care le are. Și atunci trebuie să confirm blocajele pe care le are și să-l întrebi. Dragul meu client, dacă ai rezolvat blocajul 1, blocajul 2, blocajul 3, ar mai fi ceva care să te blocheze să ajungi pe insula 2? Sau consider că astea sunt toate? Și o să vezi că în general oamenii au tendința să zică, păi stai că mai este și asta, stai că mai este și asta. După ce ai colectat toate blocajele, atunci este momentul să vii cu soluția, cu produsul, cu strategia ta. Și abia în momentul respectiv avea șanse să închizi vânzarea. Dacă vrei alte informații despre vânzări, să dai, te rog, un follow la acest cont.